demagogul de Negoiță și mafia PSD au venit să protesteze la... Demagogule! Impostorule! Impostorule, că vrei tu așa... El a distrus parcul Iore și dă vina pe alții! Impostorule! Primar de sector 3, veniți să reproșeze lui Nicușor Dan ceea ce a făcut el și cu primara lor Gabi Firea în 10 ani până acum. Ei au ajuns să se reproșeze lui Nicușor Dan căcatul făcut de ei, au distrus sub Coșcoge Park, i-au dat foc, l-au privatizat și au venit să reproșeze lui Nicușor Dan asta. Ia uite cât plastic au produs, cât copaci au distrus pentru același, mesaj. Mesajul cu plicușorul. Madame Cocoru e paravanul mafiei voastre. Și că proprietara zonei retrocedate, săraca nici cu spatele nu știe ce se întâmplă acolo. Dar Negoiță sigur știe. Bine, măcar nu-s plastic, e din carton. Câți copaci au distrus pentru lozincile astea? Diversiuni mafiote, hoțul strigă, prindeți hoțul. Problema e că poporul crede pe cuvânt ce se dă la televizor, televiziunile sunt plătite din bani publici care au fost alocați partidelor și partidele le-au redirecționat televiziunilor ca să-și facă imagine sau ca să o spele imaginea pătată și lumea crede tot ce le se spune la televizor, la România TV, la Realitatea, la alte canale, una mai infectă decât alta. Și votează în consecință. Și își merită soarta, că nu vor să afle mai mult, să știe mai bine. Se mulțumesc cu minciuna care se spune de la televizor. Și uite, rămân și cu copaci iar, și cu parcul distrus. Și cu aceiași impostori la conducere, în sectorul 3. În locul lui Nicușor s-ar putea să-l aducă pe un impostor sau pe impostoarea de Firea. Care Firea era șefă la Primăria Capitalei când a făcut un demers în instanță împotriva interesului public în procesul acela de judecată de ochii lumii făcut de finul ei primarul Negoiță. Și acum mimează că ei luptă, că vor să salveze parcul. Niște demagogi.